Doamnelor, domnișoarelor, vreau să vă așezați confortabil și să fiți foarte atente. Astăzi învățăm o tehnică de conturare a feței, care este foarte populară în acest moment pe rețelele sociale. Make-up artistul Dana Argeșan ne va fi profesor. Bine ai revenit, Dana! Mulțumesc de invitație! Ai venit găsit împreună cu Daria, modelul de la tău. More Models. Mulțumesc, Daria, că ai venit! Bună, Daria! Bună, fetelor! Asta e! Bună! Dana, astăzi vorbim despre underpainting, da? Ce este mai exact? Este un strat de machiaj, un layer, care se aplică pe sub machiaj. Este o tehnică pe care se aplică practic în orice direcție creativă, chiar și în pictură, chiar și în vopsitul mașinilor, gruntul. Ah, e un fel de grunt? Un fel de grunt al machiajului, dar mult mai creativ. Am înțeles. Spune-mi, te rog, Dana, pe ce tip de față merge acest fel de conturing? Merge pe orice tip de față. Condiția supremă este că această tehnică nu se aplică decât pentru un machiaj de ocazie, un machiaj care este expus în lumină artificială, respectiv pentru artiste, respectiv pentru platformele de socializare când îți faci selfie, pentru că dă foarte bine pe selfie. De altfel, de asta a și avut atât de mare succes pe rețelele de socializare, pentru că îți transformă foarte frumos trăsăturile. Este ceva diferit față de contouring-ul sau contouring-ul clasic, pentru că acolo erau tușele mult mai definite și câteodată exista această greșeală că erau foarte, foarte intense și cumva năspreau trăsăturile. Acum, fiind mult mai difuz, mai frumos dispersate, cumva îndulcește trăsăturile. Și pot să și demonstrez lucrul ăsta, dacă îmi permiți. Eu abia aștept, sigur că da, sunt tare curioasă să ne și arăți ce este acest underpainting. Tu ai trăsăturile deja dulci, oricum, Lili, deci n-are ce să mai îndulcească. Dana, să știi că eu îi plătesc la fiecare salariu, ei vin și-și cer partea, că altfel n-ar zice nimic bine. Glumesc. Bun, hai să începem. Bun, o altă condiție a acestei tehnici este că tenul trebuie să fie super bine hidratat în prealabil. De ce? Pentru că vorbim de niște texturi mai pigmentate, respectiv niște corectoare care au un pigment mai puternic. Am aici niște nuanțe. Am o nuanță foarte deschisă care o folosim pe zona de sub ochi. Am o nuanță de contouring, da? Deci exact acel corector care îl știm clasic pentru contouring. Și am o nuanță de bronză. Atenție, nu folosim bronzerul, folosim doar nuanța de contouring, da? Și aici nuanța mai roz, evident, este blush-ul. Și încep cu, evident, un crescendo de la deschis către mai închis. Încep cu nuanța mai deschisă pe zona mediană a feței, pe coama nasului. Tușele vor fi foarte prezente, chiar aș putea spune descurajatoare, pentru că la final va mai fi și o tușă de fond de ten care va uniformiza perfect tot ce se întâmplă acum pe față. Chiar dacă sunt aceste tușe foarte prezente, nu fac altceva decât să creez un volum foarte puternic pe zona mediană a feței. În mod normal, machiajul ochilor n-ar trebui să fie subliniat, dar pentru că vreau la final machiajul să fie complet, am preferat să inversez un pic ordinea etapelor. Am înțeles. Vin un pic și pe deasupra osului zigomat și acum trec la cealaltă tușă, respectiv cea de contouring, și aceasta o aplic pe sub osul zigomat. Daria, dacă te poți întoarce, așa. Acesta este osul zigomat, da, și pe sub osul zigomat, pentru că practic este o nuanță rece care recrează umbra naturală a feței. Tocmai de asta am spus să nu cumva să folosim această nuanță caldă de, de contur, pentru că de fapt de corector, pentru că acea nuanță de bronzer se aplică pe cu totul și tot o altă zonă a pomeților. Nuanța de umbră se aplică întotdeauna pe sub osul zigomat sau pe sub mandibulă, cum o să fac și acum de altfel. Deci pe sub mandibulă. Pe sub mandibulă, clar. Okay. Și inclusiv pe zona tâmplelor. Da. Atenție la dozarea acestor texturi. Trebuie neapărat să vă împrieteniți cu ele, pentru că să vă dați o probă așa din prima este destul de riscant, pentru că din underpainting poate să devină un overpainting. A, și suntem plomb. Exact, zonă și nu vrem asta. Oricum, în prima fază arată ca un clown ce se întâmplă acum pe față, dar cum spuneam și mai devreme, voi veni cu o tușă de fond de ten și se va uniformiza. Acum sunt cu blush-ul, o nuanță mai rozie aplicată pe centrul feței, și voi veni cu aceeași nuanță de contouring pe lateralele nasului, pe fațetele lateralele nasului, și cu ajutorul unui burețel hidrofil, atenție, am umezit burețelul,
Deci burețelul umezit înainte să blenduim totul pe față. Exact, prin gesturi de tapotare, da. Pentru că se presupune că înainte s-a aplicat un primer, un primer hidratant, așa cum spuneam, pentru că dacă tenul este prea uscat și se vine cu aceste texturi foarte pigmentate, riscul este să pigmenteze foarte puternic și automat la final să încarce. Pentru că dacă e să ne gândim, sunt foarte multe layer, foarte multe straturi de machiaj, exact. Și tocmai de asta și recomand ca acest machiaj să fie doar cu o ocazie specială, niciun caz folosit zilnic, pentru că e exagerat de puternic. Da. Bun, venim prin gesturi de tapotare, uniformizăm bine aceste tușe, care, cum spuneam, sunt un pic descurajatoare. Și imediat voi veni și cu fondul de ten. Atenție la această nuanță de contouring, da? De unde am aplicat umbra pe sub osul zigomat. Da. Contează foarte mult și intensitatea acestei nuanțe, pentru că, evident, intensitatea diferă de la ten la ten. Daria, de altfel, are un ten mai pal și atunci am venit cu o nuanță mult mai deschisă. Pentru ten bronzat, evident, trebuie raportat la intensitatea tenului, deci, respectiv. E, pentru tenul meu, cam ce aș putea... Dar trebuie o nuanță ceva mai închisă decât ce am aplicat pe Daria. Da, absolut, absolut, ca să se simtă acea umbră. Perfect. Bun. Odată bine uniformizat, de altfel se și vede că tenul cumva a căpătat niște zone de lumini și umbre pe față. E adevărat, un pic exagerat în prima fază. Așa. Și acum vin practic cu fondul de ten, care l-am testat înainte. Da. Un fond de ten fluid, care nu trebuie să aibă o putere foarte mare de acoperire, pentru că altfel anulează toate efectele care am încercat noi să le stabilim. Stabilim. Doamna, da. Am o întrebare, repede. Te ascult. Cum testăm fondul de ten? Care este zona cea mai bună? Băi, întotdeauna la nivelul mandibulei spre gât. Am înțeles. De ce? Bun. Pentru că bărbia fiind mai proeminentă, întotdeauna există această umbră, da. Și automat gâtul va fi mult mai deschis. Și când venim cu fondul de ten până la nivelul mandibulei, aici trebuie să se confunde perfect cu gâtul. Pentru că altfel e acel efect de mască, da? Da. Bun, vin cu fondul de ten tot prin gesturi de tapotare. Cum spuneam, burețelul este hidrofil, deci este umezit în prealabil. Și am venit cu această tușă de fond de ten pe zona frunții. Aici suntem cumva limitați de părul de la sprâncene, părul din scald, da? Deci nu trebuie veni cu o cantitate foarte mare, că nu avem unde să s-o blenduim. Coborăm un pic pe zona mediană. Pe zona de sub ochi. Puțin limitați de timp, dar așa se întâmplă la o emisiune. Întotdeauna, da, da, da. Exact. Nu sunteți deloc generoși cu timpul când vin eu aici. Da, profesoară, nu noi au personal. Te rugăm să nu ești prietena noastră. Așa, bun. Bun, în momentul în care am uniformizat bine tenul, vin cu un strat de pudră. Da. Evident, acest strat de pudră trebuie să fie într-o nuanță translucidă, respectiv o pudră mai deschisă la culoare, dar, atenție, translucidă, fără pigment, da? Și cu ajutorul unei dischete sau cu ajutorul unei pernițe se tapotează și se fixează foarte bine machiajul. Dacă cumva s-a anulat prea mult efectul de blush, se poate interveni ulterior, nu e nicio problemă. Și chiar și efectul de highlighter se poate aplica peste, dar preferabil să fie într-o textură compactă, niciun caz lichidă, pentru că avem foarte multe straturi plus stratul de pudră și atunci se va destabiliza machiajul. Se vede extraordinar de frumos și chiar se vede diferența. Am văzut-o pe Daria când s-a așezat aici pe scaun și acum și-a schimbat total make-up-ul. Și îmi place tare mult, Dana, putem să facem astea singure acasă? Da, dacă facem mai multe probe în prealabil. Și dacă ne uităm la acest video pe care absolut, care va fi da, postat da, da, astăzi, da, da, da. Reușim cu siguranță. Daria, cum te simți? Tot ok, foarte mișto, foarte frumoasă. Dana, îți mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. O reală plăcere ca întotdeauna. Mulțumesc, Lidia. Mă bucur tare mult să te revăd.